venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Astăzi ne-am trezit de dimineață și am plecat spre Sibiu. Avem meci tare la Sibiu. Schellenberg întâlnește Dinamo. Se joacă pe stadionul nou din Sibiu. Până una alta, voi nu uitați să dați un like neapărat la acest clip cu Dinamo. E al doilea clip de pe canal cu Dinamo și nu uitați să vă abonați. Primul a fost la Târgu Jiu, aveți vlogul, îl găsiți în canal aici. Da, ce să mai mergem spre Sibiu. Meci tare, s-au vândut deja până ieri dimineață vreo 5.000 de bilete. Astăzi probabil se duce undeva spre 10.000 acest meci. Atmosfera probabil va fi una superbă, va fi plin de dinamoviști. Din ce am înțeles de la voi, sunt foarte mulți dinamoviști în Sibiu. Dinamo trage tare pentru play-off. Are 27 de puncte, este pe locul 6. Pe locul 7, Gloria Buzău, tot cu 27 de puncte. Gloria Buzău are rezultate mai bune în meciurile directe cu Dinamo, ceea ce va conta în decidere dacă vor fi la egalitate de puncte. Însă Dinamo ține doar de ea să se califice, pentru că Gloria Buzău va întâlni o echipă de deasupra de Dinamo, Unirea Slobozia, iar una dintre ele va pierde automat puncte și Dinamo, dacă bate ambele meciurile, are astăzi cu Schellenberg și etapa următoare la București cu Poli Timișoara, depinde doar de ea. Câinii se vor impune astăzi fără probleme, deși și Schellenberg-ul se ține bine cu un antrenor, un mare dinamovist antrenor la Schellenberg, Claudiu Niculescu. Noi acum mergem spre Sibiu, sunt aici cu Vlad, un prieten foarte salut, bun. Salut. El este nou pe canal, n-a mai apărut. Ce zici, Vladus? Ce pronostic dai? Eu zic că o să fie un 3-1 pentru Dinamo, așa sper. Crezi că ambele marchează cu spectacol, da, cu goluri multe? Da, așa sper. Și atmosfera, cum zici? Nebunie? Sper să fie fain. Acum, nu știu, totdeauna suporterii dinamoviști au fost foarte înfocați. O să fie un meci fain, așa zic. Da, așa sperăm să fie un meci tare, cu atmosferă superbă în tribune. La Sibiu am mai fost la Hermannstadt, aveți locul pe canal, acea inaugurare cu far, a fost superbă atmosfera. Sperăm și astăzi ca publicul să se ridice la înălțime. Ne vedem la stadion. Da, am ajuns la Sibiu, vreme frumoasă pentru meci de fotbal. Schellenberg, echipa cu care joacă Dinamo astăzi, este o localitate de lângă Sibiu, un fel de Dumbrovița pentru Timișoara sau Voluntari pentru București. Cum vă spuneam, vremea frumoasă, Schellenberg, echipa înființată în 2016, deși pe sigla lor scrie 1599, dar cred că are legătură cu atestarea localității. Cei care știți, vă rog să lăsați în comentarii. Cum e, Vlăuț? Îți place stadionul? Da, da, da. Foarte fain. Abia aștept să facă și la Timișoara, la noi. Da? Da. Deocamdată mai greu cu aprobările de acolo. Da, nu știu ce se întâmplă. Am ajuns ultim. Da, noi nu intrăm acum, mai dăm un pic o tură pe aici să luăm pulsul, să vedem atmosfera. Deja oamenii încep să vină la stadion. Mai este o oră până la meci, am ajuns mai devreme un pic. Și mergem să dăm o tură pe aici. Stadionul Schellenberg. Și câinii roșii aici. Dinamoviști încep să vină. Pe aici intră oaspeții. Oamenii încă mai ia bilete. Meciul programat la ora 12 pentru azi, 4 martie 2023. Chiar vorbeam cu Vlăduț. Ce frumos e să pui meciul la 12 ziua. Lumea parcă vine mai relaxată la stadion. Da, ca de sărbătoare. Da, ca de sărbătoare. Se stă la terasă frumos înainte de meci, cu familia, cu copii, frumos. Da. Ia uitați-vă ce cozi aici pe tribuna a doua. La noi aici pe C1 e mai lejer. Acolo la C2 și la C3 aglomera rău. Cam așa arată zona din spatele tribunelor, magazine, toalete. Și aici dinamoviștii și sibienii care așteaptă să intre. Se pregătește
este și o coreografie aici. Da, ne întoarcem la Liga 2, după ce la ultimul meci de Liga 2 am fost la Timișoara, la Ripensia cu Oțelul Galați 0-1, aveți loc pe canal. Oțelul Galați, echipă care a reușit să se califice matematic în play-off după victoria de ieri cu Csíkszereda 1-0. Vom avea un play-off de foc, mai ales dacă va intra și Dinamo. Vedem! Cu Vitus a decis astăzi la minutul 11, poartă Cescu Denis, Gabriel Moura, Jafar Denis, Patiki Răzvan. Câinii își fac încălzire aici în peluză, va fi nebunie, e plin de Dinamo Vici pe aici. Vali Lazar, un tricou aici cu Vali Lazar, cel care a plecat de la Dinamo în iarnă acum. Dinamo Viști cântă, nu știu dacă o să pot să pun asta, pentru că muzica e la maximă aici dată de gazde. Acestea fiind spuse, haide să ne curajăm împreună echipa de suflet spre o nouă victorie aici pe stadionul municipal Sibiu. Hai băieții! Odată la scenă deschisă la Sibiu. Avem arbitru de Liga 1 la Cezuel, Marian Baru arbitrează la centru. Numărul 10 de la Schellinger a jucat la FC Nant. Nu se mai vede nimic. S-au aprins torțele în peluza din ala. Ia vezi-o! Oh! Ce ocazie! Dacă ar fi mâine să ne vedem cu toții acolo sus, am cânta, am bea și câte ar mai fi de spus. Ocazie Schellinger acum.
specificat că Dinamo e în alb și Limbăr în roșu. Toți dinamoviștii. S-a marcat la Sibiu 1-0 Dinamo Ghezali. Atmosferă superbă, toată lumea a așteptat golul aici. A explodat stadionul. Ce zici, Vlăduț? Meritat deschidere de scor? Da, da, da. Și mai o să se mai dea. O să se mai dea, să sperăm. Strigă tribuna a doua, la tot stadionul să cânte. De prelungiri pentru prima repriză. E gata prima repriză. 1-0 la pauză Dinamo. Vlad, ce zici? După gol mi se pare că au lăsat motoarele mai jos. Nu le-au mai durat așa tare nici dinamoviștii. Și a fost un meci așa. Atmosfera frumoasă, da? Atmosfera mult mai frumoasă decât ce s-a întâmplat pe teren, da. Da, atmosfera superbă aici, plin de dinamoviști la Sibiu. Să sperăm că vom mai vedea și în repriza a doua. Eu zic că mai dă Dinamo, una se termină 2-0. Tu ce zici? Mergi pe 3-1 la altă? 3-1, sper, sper. Deși, nu știu, nu știu, vedem. Vedem repriza a doua. Cazie mare și Limbăr. Liga U Cluj-Napoca, asta împrăține galeriile celor două echipe. Gazdele cer penalti. Se arată doar 6 metri au de poartă. Thank you.
sufă, leargă! Da, 2-0 Dinamo, până acum asta în grafic, 2-0, eu cred că așa moare. Eu sper să mai dea un gol. Cine? Oricare, nu contează. Să vedem spectacol, ha? Vedem. Se înscrie la Deja, Unirea Deja, Metalocom București, 1-1. Cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 27, Radu Crișan. Amore, tu sei il mio, il mio amore.
De la margine s-au indicat 4 minute de prelungire. Și-a marcat și Schellenberg, dar nu l-am prins. Am pronostic în picioare. Ai pronostic în picioare? Da, da, da. A marcat cu numărul 10, Jordan Genei, jucător care a trecut pe la FC Nantes. Încinge atmosfera pe final acum. O promovare din Amoviști. Asta a fost 2-1 Dinamo, au marcat și cei de la Schellenberg pe final. Dinamo se pregătește de play-off, din câte se pare. Au meci, vor avea meci greu cu Poli Timișoara, etapa următoare. Să vedem ce se va întâmpla. Una peste alta, victorie meritate, nu Vlad? Da, un meci mult mai spectaculos ca cele din Liga 1, ca majoritatea. Nu mă așteptam, chiar atât de fain. Noi ne vedem mâine la Arad cu Jojo, vom fi acolo prezenți la UTA cu FCSB. Nu uitați să dați un like, abonați-vă și până data viitoare ne auzim. Pa, pa!